Nepritul îl găsim în special și în produsele din carne. Nu aș vrea să intru foarte mult în detalii, dar sunt cercetări corect realizate care, într-adevăr, au legat un efect cancerigen cu acest nitrit, dar, repet, cu o cantitate depășită. Domnule profesor, ca să înțeleagă, au fost făcute cercetări cu un aditiv folosit la biscuiți. Da. Ca să aibă efect cancerigen, ca să aibă un efect negativ, un copil trebuia să mănânce 125 de kilograme de biscuiți pe zi. Deci avea efect, negativ, dar în cantitatea respectivă, în fiecare zi. În fiecare zi. Deci exact 925 de kg, nu știu, făcea un efort. Vă dați seama, mânca... probabilitatea de a mânca această cantitate și un copil. Dar nu posibilitatea, pe... nu probabilitatea. Posibilitatea, foarte bine, foarte bine a spus. Este una la care nici nu ne putem gândi. Dar erau speculații, ia uite, nu se genera panică pe internet, ia uite ce da, s-a descoperit. Panică, produce... poate că în spatele acestor fake news-uri sunt și alte și interese. Și apa, deci mai bine apa plată, poate... Mari decât mezeluri, apa... ideea este la mezeluri, probabil că e cantitatea mai mică. Și apa plată poate ucide. Tocmai de aceea... Trebuie un echilibru. Până la urmă e diversificare și un echilibru. Dacă bei prea multă apă... Toți acești aditivi sunt verificați, reevaluați și controlați din punct de vedere al utilizării în plus alimentare. Sau, de exemplu, un colorant alimentar, nu, extras din trun crustaceu marin. Păi, ce vrei mai natural de atât? Este carminul de coșenilă, de fapt, aici procedeul de obținere de extract, de a extrage acel de a obține pentru procedeul de extracție, da, acel carmin de coșenilă care se extrage din carapacea unui gândac. Dar haideți să vorbim despre această înghețată care este obținută. Păi că tocmai ne natural, tocmai ne recomandă acum. Așa cu pudră de asta. Să întoarcem nu data de a se topește, e cald în studio și vreau să o prezentăm din păcate doar pentru cei care ne văd, cei care ne ascultă. Să ne creadă pe cuvânt, are un singur E în componenta cuvântului, înghețată. În rest este fără E-uri, da? Sau puține? Nu, putem vorbi... Vă promit-o, domnul Vâlcu, că o să vă păstrăm o bucățică când veniți la Galați. Da, congelarea este cea mai, să zicem, naturală sau nechimică metodă de conservare. Apropo că vine din... Da, vă rog, și chiar am să gust și eu împreună. Într-adevăr, congelarea este o metodă de conservare. Nu este singura, este o metodă convențională care folosește frigul, dar să nu uităm, pentru că, să nu uităm că acest procedeu de conservare prin congelare nu asigură un efect de distrugere a microorganismelor dăunătoare, ci doar de stopare, de dezvoltare acestora. E foarte important de precizat, un produs care a fost congelat și apoi decongelat trebuie imediat consumat. De ce? Pentru că există acel mediu propice de dezvoltare a acelor microorganisme care au fost inițial existente în produs. Sigur, ce este important este că congelarea poate să asigure această securitate alimentară. Este calea prin care putem conserva alimentele pentru mai mult timp și să ne ferim de aceste fluctuații de producție. Și pe când... Colegele din platou abia așteaptă, vă rog. E mai sigură decât chimic, oricum. O să iau și eu înainte de bucată.